Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre pătrate perfecte și cuburi perfecte. În clipul intitulat Puterea cu exponent natural a unui număr natural, am descris pe scurt ce înseamnă pătrat perfect, respectiv cub perfect. Am explicat atunci și de unde vin aceste denumiri. Ne reamintim că produsul A ori A egal cu A la puterea a doua se numește pătratul numărului A, de exemplu, 25 egal cu 5 la puterea a doua, spunem că 25 este pătratul numărului 5, fiind un pătrat perfect. Produsul A ori A ori A egal cu A la puterea a treia se numește cubul numărului A sau cub perfect. Numărul 125 egal cu 5 la puterea a treia este un cub perfect. Putem vedea și alte exemple de pătrate perfecte: 0, 9, 36 și 100, respectiv cuburi perfecte: 0, 27, 216 și 1000. Înțelegem că orice număr natural care poate fi scris ca o putere cu exponent par este un pătrat perfect. Și orice număr natural care poate fi scris sub forma unei puteri a cărui exponent se împarte exact la 3. Este un cub perfect. Ce putem spune despre numărul 5 ori 125, totul la puterea 21? 125 fiind egal cu 5 la puterea 3, aplicăm regulile de calcul cu puteri și obținem 5 la puterea 4, totul la puterea 21, egal cu 5 la puterea 84. Cum exponentul este par și de asemenea se împarte exact la 3, numărul nostru este atât pătrat perfect cât și cub perfect. Ne amintim că ultima cifră a numărului A se notează UDA. A. U de 2348 este egal cu 8. Ultima cifră a unui număr poate fi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sau 9, ceea ce înseamnă că ultima cifră a unui pătrat perfect poate fi doar 0, 1, 4, 5, 6 sau 9. Spre exemplu, ultima cifră a lui 7 la puterea a doua este egal cu 9, și ultima cifră a lui 12 la puterea a doua egal cu ultima cifră a lui 2 la puterea a doua egal cu 4. Atenție! Dacă un număr natural are ultima cifră egală cu cele menționate mai sus, acest lucru nu înseamnă neapărat că el este pătrat perfect. Avem o infinitate de astfel de exemple. Numărul 15 are ultima cifră 5, dar evident nu este pătrat perfect. Numărul 29 are ultima cifră 9, dar nu este pătratul niciunui număr natural. Am reținut că toate pătratele perfecte au ultima cifră egală cu 0, 1, 4, 5, 6 sau 9. Dar ce se întâmplă dacă au ultima cifră diferită de acestea? Dacă un număr natural are ultima cifră egală cu 2, 3, 7 sau 8, atunci acesta nu este un pătrat perfect. De exemplu, 12 sau 538. Vom descoperi în continuare cum putem determina ultima cifră a unei puteri. Spre exemplu, ultima cifră a lui 2 la puterea 2021. Pentru acest lucru avem de urmat 3 pași simpli. Pasul 1. Scriem ultima cifră a primelor puteri și observăm din cât în cât se repetă. Reținem acest număr. Observăm că ultima cifră a puterilor lui 2 se repetă din 4 în 4. Pasul 2. Împărțim exponentul la numărul reținut și identificăm restul. În cazul nostru, împărțim 2021 la 4 și reținem restul. 1. Pasul 3. Calculăm ultima cifră a puterii cu ajutorul restului obținut la pasul precedent. În cazul nostru, ultima cifră a lui 2 la puterea 2021 este egal cu ultima cifră a lui 2 la puterea 1, egal cu 2. Observăm că baza s-a păstrat. Atenție, atunci când restul este 0, vom folosi exponentul 4 în cazul împărțirii la 4. Pentru a calcula ultima cifră a lui 3 la puterea 5024, urmăm aceiași trei pași. Scriem primele puteri ale lui 3, observăm că ultima cifră a acestora se repetă tot din 4 în 4, motiv pentru care împărțim exponentul la 4 și reținem restul. Cum de data aceasta restul este 0, vom considera exponentul 4. Păstrăm baza și obținem ultima cifra lui 3 la puterea 5024 egal cu ultima cifra lui 3 la puterea a 4 -a, egal cu 1. Haideți să vedem ce se întâmplă atunci când ultima cifra a primelor puteri nu se repetă din 4 în 4. Ultima cifra a lui 239 la puterea 81 este egală cu ultima cifra a lui 9 la puterea 81. Analizând ultima cifra a primelor puteri, Observăm că acestea se repetă din 2 în 2, deci împărțim exponentul 81 la 2. Obținem restul 1, deci ultima cifră a lui 9 la puterea 81 va fi egal cu ultima cifră a lui 9 la puterea 1, egal cu 9. În următorul exercițiu vom determina ultima cifră a lui 35 la puterea 487, care este egală cu ultima cifră a lui 5 la puterea 487. Aici este foarte simplu, deoarece ultima cifră rămâne 5 indiferent de valoarea exponentului. O altă metodă de a demonstra că un număr nu este pătrat perfect este de a-l încadra între pătratele a două numere consecutive. Spre exemplu, pentru a demonstra că numărul 75 nu este pătrat perfect, căutăm cele mai apropiate pătrate perfecte. Cum acestea sunt 64, pătratul numărului 8 și 81 pătratul numărului 9, deducem că numărul 75 nu poate fi un pătrat perfect. Să demonstrăm în continuare că numărul A nu este pătrat perfect. Am demonstrat anterior că ultima cifră a puterilor lui 2 se repetă din 4 în 4, ultima cifră a puterilor lui 9 din 2 în 2 și ultima cifră a puterilor lui 5 se repetă continuu. Aplicând regulile învățate, obținem că ultima cifră a lui 2 la puterea 3000 este egală cu 6, ultima cifră a lui 49 la puterea 36 este egală cu 1 și ultima cifră a lui 125 la puterea 2005 este egală cu 5. Astfel, ultima cifra a lui A este egală cu ultima cifra a lui 6 plus 1 plus 5, care este egală cu 2. Știm că 2 nu poate fi ultima cifră a unui pătrat perfect, deci A nu este un pătrat perfect. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții și probleme.